Bună dimineața, mulți stimați agricultori! După cum am și vorbit ieri la întâlnirea cu agricultorii despre posibila publicare, vreau să vă informez că astăzi, în monitorul oficial, a fost publicată hotărârea de guvern despre alocarea de 50 de milioane de lei bani drept suport pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale din anul 2023. Acest lucru înseamnă că, începând cu ziua de astăzi, în timp de 20 de zile lucrătoare, adică până în data de 13 martie inclusiv, agricultorii din Republica Moldova din raioanele în care au avut de suferit de seceta din vara anului 2023 și cei 7 agenți economici din raionul Iedeneț sunt așteptați pentru a depune dosarele la AIPA și pentru a-și primi banii și acest tip de ajutor. Pe această cale vreau să informez despre tipurile de documente care trebuie prezentate pentru a beneficia de acest suport. 1. Cererea de acordare a ajutorului financiar. 2. Declarația pe propria răspundere privind completitudinea cererii și veriditatea informației din documentele prezentate. Copie certificatului de înregistrare a gospodării țărnești sau extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice. Copia actului de constatare a pagubilor cauzate culturilor agricole, mijloacelor fixe de calamitate naturale a anului 2023, copia raportului statistic numărul 4 Agro, totalul semănăturilor pentru recoltă, înregistrat la organul teritorial pentru statistică, doar solicitanții care gestionează mai mult de 10 hectare de teren agricol și care sunt afectați de seci la cultura de porumb. Copia actului de înființare și a pașaportului proiectului plantații multianuale, după caz. Certificatul de confirmare eliberat de autoritatea reprezentativă administrației publice locale de nivelul 1. De acest ajutor, din datele preliminare, vor beneficia aproximativ 400 de agricultori. Cifra finală vom cunoaște pe data de 13 martie, atunci când se va finaliza procesul, mai bine zis 14, atunci când se va finaliza procesul de colectare a dosarelor. Și pe această care vreau să vă informez că agricultorii a căror terenuri au fost afectate de secetă în proprietate de 60-69% vor beneficia de o compensare totală de 1000 de lei pentru hectar. Pentru cei cu terenurile afectate în proporție de 70-79% compensația va fi de 1500 de lei pe hectar. În cazul terenurilor afectate de secetă în proporție de 80-89% compensația se va ridica la 2000 de lei pentru hectar. În cele din urmă, terenurile afectate de secetă în proporție de 90-100% vor primi cea mai mare compensație și anume 2500 de lei per hectar. În mare parte de această compensație vor beneficia agricultorii din sudul Republicii Moldova. Din datele preliminare pe care le avem de la direcțiile agricole și de listele care le avem, cel mai mare număr de agricultori afectați 90-100% sunt agricultorii din raionul Cahul și Cantemir. Mulțumesc, agricultori! Pe această cale eu vreau să fac apelul către dumneavoastră să depuneți aceste dosare pentru că veți primi acest ajutor atât de mult râvnit și așteptat de dumneavoastră care să vă ajute să treceți peste această perioadă extrem de cumplită. Dacă se intervin diferite genuri de probleme, pe aceeași cale vreau să vă informez că în modul tradițional Ministerul Agriculturii pentru Agricultorii din Republica Moldova nu are ore de primire și zile de primire. În fiecare zi, în momentul în care apare o problemă, omul este așteptat la Ministerul Agriculturii, problema poate fi discutată, analizată, soluționată împreună cu juriștii de la Ministerul Agriculturii, împreună cu specialiștii de la Ministerul Agriculturii, cu secretarii de stat, cu șefii de direcție, cu ministrul, cu toată lumea, se vei implica și problemele vor fi soluționate și vor fi rezolvate la modul cel mai serios și corect posibil. Din acest considerent, fac un apel către agricultorii din Republica Moldova care întâmpină indiferite impedimente, diferite probleme care nu le poate soluționa de unul singur, mai ales luând în considerație că la etapa actuală Republica Moldova, din păcate, modul asociativ și modelul asociativ nu este la un alt nivel de dezvoltare și agricultorii, în marea sa majoritate, sunt unul la unul cu problemele cu care se confruntă. Apelul meu este de a vă adresa permanent la Ministerul Agriculturii pentru soluționarea problemelor cu care dumneavoastră vă confruntați, pentru lămurirea lor. Și lucrul ăsta noi o să-l facem cu mare drag și respect pentru fiecare dintre agricultorii din Republica Moldova. Pentru dumneavoastră muncește Ministerul Agriculturii, pentru dumneavoastră, mulțumesc agricultori, muncește AIPA din Republica Moldova
și eu pot să merg și mai mult, să spun că tot Guvernul Republicii Moldova muncesc pentru agricultorii din Republica Moldova, din respect pentru oamenii care muncesc pământul nostru. Pe aceeași cale vreau să mai reiterez încă o dată, pregătiți-vă dosarele. La orice problemă care vă confruntați în această perioadă cu dosarele, nu așteptați să treacă perioada, veniți la minister ca să reușim să rezolvăm în timp util și da, să puteți beneficia de acest ajutor din partea statului pentru dumneavoastră organizat de către Ministerul Agriculturii. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes tuturor!